Anticorpii care neutralizează SARS-CoV-2 rămân în sânge timp de cel puțin 8 luni de la o îmbolnăvire cu virusul, arată un studiu italian. Constatarea este valabilă indiferent de gravitatea bolii COVID-19, a vârstei pacienților sau prezenței altor patologii. De asemenea, prezența precoce a acestor anticorpi este fundamentală în combaterea cu succes a infecției. Cei care nu reușesc să-i producă în primele 15 zile de la contaminare riscă mai mult să dezvolte forme grave de îmbolnăvire. Studiul a fost realizat prin monitorizarea 162 de pacienți pozitivi cu SARS-CoV-2, 67% bărbați cu o vârstă medie de 63 de ani, care s-au prezentat la urgențe în primul val al epidemiei în Italia. În total, 57% dintre bolnavii de COVID-19 prezentau și o altă patologie la momentul diagnosticului. Cele mai întâlnite au fost hipertensiunea și diabetul.